Vocația lor este să dea aripi generațiilor noi. Vorbim despre angajații din sistemul de educație din țară, care astăzi își sărbătoresc ziua profesională. În fiecare zi, aceștia depun o muncă enormă pentru a-i forma, dezvolta și modela pe discipolii săi. Dascălii sunt convinși că acolo unde nu este educație, nu există nici cultură. Să facă o școală comună în care să fie și evraici și musulmani, în care copiii să învețe. De 8 ani, Valerian Moșneguțu activează în calitate de profesor la liceul cu profil de artă Elena Alistar. Pentru că majoritatea membrilor din familie activează în acest domeniu, de mic copil a decis să devină profesor. Profesorul modern, deci modern, trebuie să facă față tuturor, spunem, provocărilor care sunt în domeniul mai ales tehnologiei, progresului copiilor din punct de vedere mental, din punct de vedere a evoluției care îl are. Totodată trebuie să conștientizăm faptul că profesia de profesor nu este un loc de muncă, da? Ci este o vocație. Profesorii spun că își iubesc munca, indiferent de provocările pe care le întâlnesc. În fiecare zi vin așa cu sufletul luminos și deschis față de copii. Posedăm niște competențe digitale care ne fac să fim moderni, chiar dacă timpul este în trecere și copiii noștri sunt și ei în perioada lor. Ne străduim să devenim pentru ei niște modele. Bogdan are 13 ani și deja visează să devină profesor. Pentru că această meserie face copiii mai dezvoltați, mai isteți. Aș dori profesorilor cele mai bune, să fie sănătoși și să fie așa cum sunt ei. Elevii spun că dascălii merită să fie apreciați. Tuturor profesorilor le-aș ura un mare, mare sac de sănătate și răbdare, pentru că au nevoie și știe toată lumea că profesorii îndură foarte multe, pentru că elevii în ziua de astăzi nu sunt foarte, nu sunt foarte cuminți. Profesorii consider că sunt cei mai importanți călăuzitori ai elevilor, dar și a întregii societăți. Și de aceasta ei merită doar cuvinte de laudă. În prezent, în Republica Moldova activează peste 47.000 de cadre didactice, iar deficitul din sistem este de peste 2.000 de cadre didactice.